Vrei, nu vrei, dar laptopurile de gaming sunt groase, zgomotoase sau ambele împreună, iar designul ăsta lor orientat spre gaming nu-i mereu unul din cele mai elegante. Chiar și ultimul model pe care l-am testat noi tot de la Asus, din seria ROG Strix, era unul destul de voluminos. Astăzi însă vă prezint ceva mult mai compact, mult mai puternic și în continuare dedicat gamerilor, acesta este Asus ROG Zephyrus. Cred că e clar din start că ăsta e un laptop scump, deci voi evita scenariile că de banii ăștia îți construiești nu știu câte PC-uri, că îți cumperi nu știu câte PS4, 10 TV-uri 4K, o vacă, două cămile, îți mai rămân încă bani. Eu voi vorbi anume din perspectiva laptopurilor pentru gaming. Motivul principal pentru care laptopurile de gaming sunt voluminoase este că e greu să tixești și un hardware serios și un sistem de răcire pe măsură. Iar ce a făcut Asus aici e de lăudat. Când deschizi laptopul, partea de desubt se lasă în jos ca trapa unui avion și încă luminează. Arată tare agresiv asta și în același timp permite o circulație a aerului mult mai bună. Aerul rece e tras prin această trapă, iar cel cald se elimină prin părți. După cum vedeți, în interior ăsta e departe de un laptop tradițional. Tastatura și trackpad-ul au fugit în jos, astfel încât toate componentele interioare sunt plasate mult mai compact, la fel și sistemul de răcire. În așa fel, totul lucrează și se răcește mult mai eficient, respectiv ventilatoarele nu produc așa mult zgomot. Ăsta, într-adevăr, e unul din cele mai silențioase laptopuri pentru gaming. Toate modelele de până acum, indiferent de rezerva lor de putere, scoteau un sunet al ventilatoarelor atât de puternic, încât era imposibil să joci fără cărți. Aici ele se aud, dar cu mult mai încet. Toate aceste trucuri au făcut din Zephyrus un adevărat laptop de gaming, dar cu forma unui laptop obișnuit. Cu ASEI 17,9 mm în grosime, ăsta e un ultrabook în nișa sa. Această grosime e a laptopului deschis, când se închide și trapa, în genere e 16,9 mm. La capitolul materiale, în mare parte avem aluminiu, evident LED-uri. Toată combinația asta arată mult mai solid decât ce am văzut până acum pe piață. Dacă e să vorbim de utilizare, trapa asta care se deschide e destul de fragilă. În plus, acolo poate nimeri orice, așa că trebuie să ai mare grijă. Ca greutate, laptopul are 2 kg, e ok, nu-ți rupi spinarea cu el, dar totuși dacă o să-ți treacă vreodată prin cap să-l utilizezi pe brațe, cu această amplasare a tastaturii și trackpad-ului va fi cam incomod. În cutie avem un fel de suport pentru palme, dar el evident prinde bine când e pe masă. Anume, tastele sunt foarte tactile, potrivite unui laptop de gaming, avem peste tot LED-uri, desigur pot fi customizate după bunul plac. Faza mai interesantă e la amplasarea trackpad-ului. Nu știu cum îl vor utiliza stângacii, dar pentru dreptaci tot e neobișnuit. Însă te deprinzi repede. Ăsta fără dubii e unul din cele mai rapide și receptive trackpad-uri pe Windows, în plus poate servi și ca numpad. Tare șmecheră soluția. Dacă e să vorbim de porturi, avem tot de ce e nevoie cu excepția microSD-ului. 4 USB 3.0, HDMI 2.0, USB Type-C cu Thunderbolt 3.1, deci fără probleme poți afișa imaginea pe un ecran 4K cu 60 de cadre pe secundă. Deși nu văd de ce ai avea nevoie, ecranul care e aici și așa e super tare. De data asta avem o frecvență de 120 Hz, rezoluție Full HD și încă matricea de tip IPS. Asta înseamnă că avem și acea mișcare superlină, dar și unghiuri de vizualizare bune. E un display tare bun și pentru jocuri și pentru filme, dar mai ales pentru jocuri. Acei 120 Hz chiar fac diferența, totul se mișcă super rapid în toate jocurile cu cerințe mari. Laptopul le face față pentru că puterea aici este destulă. Avem un procesor i7 Kaby Lake de la Intel, destul de bunicel, 16 GB de memorie operativă și 512 de memorie internă tip SSD. Placa grafică aici e de la Nvidia, modelul 1070, doar că e de tip Max-Q. Asta înseamnă că Asus a încercat să optimizeze placa grafică originală pentru ca ea să încapă aici, să nu consume atât de multă energie și să nu fie atât de zgomotoasă. Asta a redus un pic din performanțe, dar credeți-mă, puterea aici este destulă. Toate jocurile pe care le-am rulat pe Zephyrus au mers fără probleme, nu am simțit nici pe o clipă vreun oarecare lag. Mai mult ca atât, ventilatoarele abia de se porneau când puneam totul la setări maxime, chiar și în jocuri serioase.
Pe seria Zephyrus, desigur că găsim și ROG Gaming Center-ul, care ne permite să mai customizăm puterea ventilatoarelor și să vedem cât de solicitate sunt componentele. În Fortnite, la setări maxime, stabil am obținut 100 de FPS-uri, Far Cry 5, la fel 100-110, în shootere mai simple ca Counter-Strike GO ajungi chiar și peste 200. Iată aici o listă cu rezultatele pe care le-am obținut eu cu setările puse la maxim și rezoluția Full HD. Vorbind de autonomie, laptopurile de gaming nu se pot lăuda cu tare multe ore de lucru, iar ăsta nu e o excepție, 3 ore maxim, asta dacă pornești jocuri gen CSGO sau alte titluri mai slabe. Încă nu s-a inventat bateria care să țină piept acestui hardware, dar și aici nu-i tare mare, având în vedere grosimea, dar în schimb încărcătorul e câte o dita mai cărămidă. Să nu uit și de sunet, aici avem numai două speakere mici prin părți. Se aud ok chiar și când se pornesc ventilatoarele, dar tot o pereche de căști ar prinde bine. Asus Zephyrus GX501 cred eu că e unul din visele oricărui gamer în răi. Este incredibil câtă putere a putut înghesui Asus într-un laptop atât de compact. Orice joc nou din prezent rulează aici la setări maxime fără nicio problemă. Ecran cu 120Hz, placă grafică Nvidia 1070, 16 GB de memorie operativă, LED-uri customizabile, uite pentru această plăcere și trebuie să plătești. Dacă ești în căutarea unuia din cele mai bune laptopuri pentru gaming, ăsta e o variantă potrivită. Iar pe cine într-adevăr deranjează această amplasare stranie a tastaturii și trackpad-ului, există versiunea Zephyrus GM501. Mai tradițională, un pic mai ieftină, dar cu același sistem de răcire și specificații bunicele. Cam asta a fost totul pentru azi, prieteni. Scrieți-ne mai jos în comentarii părerea despre acest laptop sau ce ați alege poate dintre un laptop, un PC sau un PS4 și mai spuneți-ne poate ceva sugestii legate de gaming pe care ați vrea să le abordăm. Dacă v-a plăcut acest episod, neapărat dați un like, abonați-vă la canal și apăsați clopoțelul pentru notificări. Cu voi a fost Vico. Toate bune!